persoane care n-au fost. Vă rog totuși să fiți și o să vă spun câteva lucruri legat de echipament, de tura de astăzi. Frene cu veste de salvare, căști și vâsle. Cei care au purtat ieri neoprenul, căștile ca să le purtați pe tot parcursul turei, vă rog eu frumos. Iar vâslele pe care le vedeți, încă o dată vă spun că nu sunt de decor. Este motorul bărcii de rafting. Pana padelei să fie afundată în apă. Să nu zgâriați apa, fiindcă nu vă ajută cu nimic. Trebuie băgată în apă și tras din tot corpul. Nu sunt scaune, sunt structuri de susținere a formei bărcii. Se stă pe margine, cu piciorul în suportul de picior. În cazul în care barca se răstoarnă sau cădeți din barcă, instinctiv să căutați primul gând unde este coarda și să mă țin de barcă. E cea mai mare structură care plutește pe apă și este bine să fiți aproape de ea, cât mai aproape de ea. Râurile peste tot în lume sunt categorizate de la 1 la 6. 1 fiind foarte ușor, apă abia curgătoare, și 6 este apă pe care nu se coboară cu barca. În mod normal, în turism, turiștii se duc numai până pe râuri de până la categoria 4. Râul Buzău, cum am spus, este una de categoria 3, la apă mai mică de categoria 2. Coborârea efectivă o să fie aproximativ 2 ore, o să ne mai oprim la o mică gustare, o să mai facem baie, o să mai facem ceva jocuri și cam peste 2 ore termină. Am experiența de ieri și a fost foarte interesant. Ieri am făcut pentru prima dată rafting. Ce senzații au fost? Deci nu mi-a fost frică. În primul rând, mi-a plăcut când valurile sunt mari și când întâmpinăm obstacol. Este ca într-o echipă, ca într-o echipă la firmă. În momentul în care întâmpin un obstacol, trebuie să-i faci față. Și cum faci față, cum cooperăm în echipă ca să depășim obstacolul.
pe lângă noi și intră în a doua creapă. Degeaba vine barca cu viteză, apa tot iese de sub stâncă și nu dă voie, deci nu permite ca să intre barca în stâncă. A fost foarte interesantă, mai ales ultima parte, unde am coborât cu toții cu spatele. Este cool, recomand la toată lumea. Nu, ieri a fost prima oară și astăzi a doua oară, da. E riscant? Prima oară mi-a fost teamă, mai ales atunci când am făcut instructajul prima oară ieri, cu căzut din barcă, cu răsturnat barca, dar odată ce urci în barcă, schimbă totul, e super.